O tânără de 21 de ani, însărcinată, a murit după ce a fost strangulată cu propriul păr. Femeia se afla la un interviu de angajare, dar un utilaj al fabricii i-a adus sfârșitul și a avut parte de un deces groaznic. O adevărată tragedie s-a produs în orașul Borișov din Belarus. Tânăra de doar 21 de ani era însărcinată în doar 7 săptămâni când părul ei a rămas prins în mașinăria fabricii. Tânăra era într-un tur al viitorului său, mediu de lucru la un interviu de angajare. Anchetatorii spun că tragedia s-a produs după ce părul i s-a înfășurat în jurul gâtului cu un lanț. Ca urmare, aceasta a suferit o rană gravă la cap și o parte din scalp i-a fost smulsă. Fata a murit cu 20 de zile mai târziu după ce nu și-a recăpătat cunoștința. Aceasta era o vânzătoare care candida pentru un nou loc de muncă. Angajații îi arătau fabrica când părul ei despletit s-a încurcat brusc într-o mașină, iar ea a rămas prinsă și plină de sânge. O investigație a fost demarată de autoritățile din Belarus. Se pare că grupul s-a oprit în clipa fatidică pentru ca unul din angajați să noteze ceva în registru. Când s-a întors, femeia zăcea deja pe podea, inconștientă. Fabrica a plătit costurile înmormântării, dar banii nu o vor putea aduce înapoi pe tânăra, plânsă de familie și apropiați.